lumea celor drepți. Și de ce aveam impresia că a crăpat și ăsta. Nu, mai trăiește, are diabet, m-a informat colegul Liviu Zamora, mi-a dat toate detaliile. Știam eu ceva, dar cred că l-am confundat cu Harrison, care l-a murit. Pare mi se de... Dar mai bine să nu mai intrăm în detalii de tipul ăsta, că pe mine zona asta a cancanului, de ce moare respectivul sau de ce mai trăiește, mă interesează prea puțin. Rusia continuă să se distreze în Siria, gurilele spun că și prin Irak. Trimit și trupe la sol, bineînțeles celebrii Spetsnaz, ăia despre care se zice că sunt printre cei mai răi din lume, dar așa se spune despre toate trupele speciale. Dacă n-am auzit la discuții de-astea între puști, americanii sunt cei mai tari, SEAL sau Delta Force, ba nu, sunt izraelieni, ba nu, sunt rușii, ba nu, sunt ai noștri, bă, toți sunt tari. Deci, ăștia sunt printre cei, asta înseamnă trupe de elită. Să te ferească îl de sus, să te întâlnești cu ei pe post de inamic. Nu ar fi deloc indicat. Bine, rușii s-ar putea să fie mai răi decât alții, că la ei nu există chestia cu luat prizonieri și să-i protejăm pe unii sau pe alții, sau la ruși se știe că resursele umane sunt expendables, adică nu mai contează că ești civil, că ești militar, ideea e să nu îi stai ăluia în drum. Pe lângă aia, ci că mai trimit și blindate, mai trimit... Rusia cred că va ajunge să aibă întâietate la masa negocierilor, dacă se va pune vreodată problema de masa negocierilor. Că până una alta n-are nimeni interes să pună capăt conflictului din Siria, cu excepția noastră a europenilor, care nu vrem refugiați, așa ziși refugiați, că nu sunt. O mică parte dintre ei fug din calea războiului și ăia săracii nu mai au de niciunele. De unde naiba să ai bani? Dacă tu ți-ai părăsit casa, tot te-au bombardat ăia de la ISIS. De unde mai ai tu 50.000 de coco să ajungi la Stockholm? Hai să o lăsăm pe asta. Nu, sunt niște șmecherași care profită acum, de mult vreau ei să ajungă în Europa și profită cu gândul să primească ajutoare sociale și în rest să se mai ocupe ei de micul lor comerț acolo. Ideea, să știți că au mai spus-o și alții, analiști politici care nu pot fi bănuiți de ultra, extra, hiper naționalism, extremism, șovinism sau alte chestii. Ăștia se ghetoizează singuri, fraților. Și cred că i-ați văzut prin România. Pe marea majoritate a celor care vin din Orientul Mijlociu. Pe ei nu interesează legile noastre, nu interesează obiceiurile, tradițiile, cutumele, regulile scrise și nescrise ale societății de tip european. Nu chiar occidental, că noi suntem occidentali. Ei trăiesc tot după regulile lor. Motiv pentru care nu prea îi vedeți cumpărând din supermarketuri. În România nu prea încotro, că n-au reușit să-și dezvolte aici cartiere, mici cartiere și afaceri. Dar prin alte părți, și asta o spun oameni care au fost plecați pe acolo, că am prieteni care mai trăiesc încă în Olanda, prin Germania, își fac zonele lor, cumpără numai de la ei lor. Nu interesează pe ei unde ești tu, cine ești tu. Atâta doar că neavând școlile lor, acolo încep problemele. Copiii tăi, ducându-se cu capul gol, îi ofensează pe ei lor. Sau în alte spații comune, pe care ei nu reușesc să și le construiască, da? Să le aibă pe ale lor, să aibă omul lucrului, vorba ardeleanului. Iarăși îi ofensezi că nevastă ta e îmbrăcată în fustă și nu are cearșaful ăla până la călcâie. Deci asta e problema cu ei. Un la mână, doi la mână, nu trebuie să ne ferim să o spunem, ăștia nu prea muncesc. Foarte puțin dintre ei. Ei sunt obișnuiți că ăsta e ritmul vieții acolo în Levant, fraților. Acolo nu prea se muncește. Că nu vă spărați, să-mi ziceți și mie ce industrie s-a dezvoltat în Siria sau în Liban sau prin alte țări din zonă. La ce sunt ei tari? Care domeniu de activitate îi recomandă? În afară de covoare, atenție că alea covorul persan nu e făcut în Orientul Mijlociu, e făcut un pic mai încolo, mai spre Iran. Deci să le lăsăm. Ei cu asta se ocupă, bișnița. Pauză dimineața, pauză la prânz, pauză după amiaza, pauză seara. Acuceți acolo să vedeți cum stau oamenii în pauză și beau cafeluțe și li se rupe în 14 de toată lumea. Deci nu, cu asemenea oameni nu poți, pe asemenea oameni nu îi poți integra. Asta ca să fie clar, ei nu vin în Europa ca să muncească și să câștige mai bine, ei vin în Europa pentru că au auzit că în anumite țări din vest sunt ajutoare sociale foarte mari. Puțin dintre ei vin să muncească sau să pună la cale o afacere serioasă, trebuie să-i selectezi, asta e ideea.
Selecție absolut democratică și conformă cu toate cartele și cărțile drepturilor și legile care propovăduiesc drepturile omului. Da, interviu. De ce vrei să vii la noi? Păi că am auzit că aveți ajutoare. La revedere, dacă ai auzit că avem ajutoare sociale mari. Tu de ce vrei să vii? Eu vreau să-mi deschid o afacere. E, ce meserie ai? Păi uite, așa și așa, am mai lucrat acolo. Bun, hai să încercăm. Așa ni se întâmplă și nouă când vrem să plecăm în vest, nu vă supărați. Adică de ce să-i noi să fim obligați să-i tratăm pe ăștia de 100 de ori mai bine decât sunt tratați ai noștri? Până la urmă, nu mi se pare corect. Deci mai lăsați-mă cu refugiații și cu plânsul de mila refugiaților și cu... Astea-s prostii. Repetăm și noi ce au spus alții din vest. Nu știm dacă-s 20%, dacă sunt 20% dintre ei oameni care fug dintr-adevăr din calea războiului sau oameni care profită cu gând să facă ceva aici. Că majoritatea sirienilor, libanezilor și ce-or mai fi fost care au venit în România, nu vă spărați, au venit să fure până acum. Unii furau ce furau cu gând să ajungă mai departe în Europa de Vest cu banii furați de aici. Unii furau ce furau și se întorceau acasă. Câți au rămas? Câți sunt ca Raed Arafat ăsta? Sau altul? Sau... Mai sunt exemple. Cunosc un medic sirian foarte bun, într-adevăr, un tip foarte serios. Dar sunt puțin. Ăștia care au venit pe vremea lui Neanicu la studii aici, ăia erau de primit. Că ăia veneau într-adevăr ca să învețe o meserie, ceea ce la ei nu se putea. Cei care au rămas atunci, într-adevăr au făcut treabă bună. Cei care vin în momentul ăsta nu vin ca să învețe o meserie, ci vin la pomană, fraților. Așa că s-o lăsăm mai moale cu refugiații. Ați văzut că în spațiul Schengen nu vor să ne primească. Nu îndeplinim condiții. Eu nu zic că n-au dreptate. La câtă corupție în țara asta. Și eu dacă aș fi francez sau neam sau olandez, aș zice nu României. Bă, da, stați un pic. Nu ne primiți în spațiu Schengen, dar ne impuneți cote obligatorii pentru refugiați? Ia mai duceți-vă voi la pădure. Asta ar trebui să spună politicienii noștri. Vă tratăm și noi cu același respect cu care ne tratați voi când facem. Până la urmă și chestia asta cu spațiu Schengen, hai să o lăsăm. Oricum e liberă circulație în Europa, nu o să murim noi fără spațiul ăsta Schengen. Noi n-am reușit să profităm nici de fondurile europene. Ați văzut că România este codașa codașelor. Bulgaria au reușit o rată de absorpție de 7,7% a fondurilor europene. Mai mare rușine am. La noi e 0,7%. La noi se duc toți bani. Pierdem foarte, foarte, foarte mulți bani. Foarte mulți bani am pierdut. Așa că oricum nu profităm, nu o să știm să profităm nici de spațiu Schengen, nici de alte chestiuni. Trecem de la problema asta a refugiaților, mai batem și noi șaua să mai priceapă fraierii care le plâng de milă refugiaților pe Facebook și felicităm naționala de rugby a României. Bravo, bă, fraților! A stabilit un, hai să-i spunem, record chiar naționala României. Aseară am învins cu 17-15 Canada. În condițiile în care ne conduceau canadienii cu 15-0, fapt unic în istoria Cupei Mondiale. Deci nu s-a mai întâmplat până acum ca o echipă să poată reveni de la o diferență de 15 puncte. Nici eu nu mă așteptam. Repriza a doua, deja începusem să mă uit cruciși la televizor. Nu știu ce naiba mă ținea în fața televizorului, dar am intuit bine. Mă, s-a trezit fraților mândria în ei. S-au apucat serios de treabă și cu puținele calități pe care le avem, dar cu ambiție maximă au reușit să-i caftească pe canadieni, care nu sunt fruncea rugby-ului, evident, dar nici noi nu mai suntem. De la 1960, când îi băteam pe francezi pe un 23 august, tixit cu 90 ceva de mii de spectatori, mi se pare că aici suntem pe locul 3 în cartea recordurilor în ceea ce privește asistența, audiența la un meci de rugby. Băteam Franța pe vremea aia. Și mai țineți minte că am mai avut noi perioade bune. La sfârșitul anilor 80 chiar se punea problema să intrăm noi și nu italienii, cum s-a întâmplat ulterior în turneul celor 6 națiuni. Între timp noi am scăzut, italienii au crescut. N-aș fi zis că la italieni o să prindă rugby-ul. Dar a prins atât de bine că acum li se construiește un dita mai stadionul sau vor să le dea un stadion mare. N-am înțeles foarte bine. Pentru că venind performanțele, a crescut și interesul public. Așa vin oamenii, frate, la stadion. Dacă ai performanțe, dacă n-ai, poți să-i ceri omului, cum îi cer papagalii ăștia de la Federația Națională de Fotbal. Comentează toți, doamne, nu? Ce public are România,
te fluieră, te hui, dar ce-i vrea să te aplaude dacă tu ești Ciuca Bătăilor? Ești un nesimțit, un pârlit, nu știi să joci, nu știi să dai cu piciorul minge, vrei aplauze tu? Mai ultima găselniță, materie de merchandising, măi, a Federației Române de Fotbal, e să vă stabilească un preț unic la bilete. Penibil, penibil, halul ăsta ți-a ajuns, mă. Să vă milogiți să vină lumea la stadion, vai de capul vostru. Și de zilele voastre, și de zilele ăluia care o fi fraier, să se mai uite la național asta al pește prăjit. Asta nu e național român. Așa pârliți cum suntem noi românii în momentul de față, naționala nu ne reprezintă. E mult sub posibilitățile noastre, actuale. Da? Fotbalul este unul dintre cele mai mizere domenii de activitate din țara asta. În foarte multe alte domenii am mai mișcat câte ceva. În fotbal nimic. De exemplu, în rugby, încă o dată felicitări, record și bravo lui Vlaicu, vă, fraților, transformerul nostru, procentaj 100% în a doua repriză, incredibil. El mai rata așa din când în când. Bine, acum sunt și experimentați băieții, au mai jucat și pe afară. Bravo și domnului Galez, care e antrenorul stejarilor în momentul de față, managerul, un nene trecut binișor de vârsta a treia, cu multă experiență și am văzut cu multă răbdare, nu se agita foarte tare acolo, privea ce se întâmpla în teren. Se vede că a reușit să le stârnească măcar ambiția. În sfârșit avem și noi o victorie la Cupa Mondială. Sigur că urmează meciul cu Italia. Seara cei doi comentatori se cam umflau. Mă rog, se cam umflau în pene. A, Italia, așteaptă-ne că venim. Poate-i batem și pe italiene. Mai greu. Mai greu că au un avans considerabil. Dacă noi nu-i batem pe georgieni, cum vrei să-i batem pe italieni. Doar așa să facem un meci într-adevăr de excepție și aia să prindă o zi proastă. Dar o victorie în fața Canadei înseamnă că nu vom termina pe ultimul loc în grupă, ceea ce este foarte bine, că s-a vorbit frumos despre rugby-ul românesc și poate cu ocazia asta se vor mai găsi niște oameni să mai bage niște bani în acest sport. Pentru că numai așa, cu performanțe, cu victorii, cu meciuri jucate la modul serios, poți să faci ceva. Cortina asta muzicală nu mă lasă să trăiesc. Nu mă lasă să trăiesc, bă, fraților, intră când nu trebuie. Percheziții DNA la Cancan TV și pe la niște cabinete de avocatură, într-un caz în care sunt vizați și politicieni, titlu pus în Mediafax. Mă rog, am mai spus de atâtea ori, m-am săturat să tot zic. Dom'le, eu înțeleg că scrieți în regim de urgență. Bă, frate, dar un pic de bun simț așa când puneți și voi titlurile de-astea. Acum, trecând peste greșeli, sigur că-s vizați politicieni. Dar are cineva impresia că se mișcă ceva în țara asta fără șpaga dreptul? Că nu degeaba îi se spune dreptul, să dai dreptul. Trebuie să le dai politicienilor dacă vrei să miști ceva. Firește că îți vizați și politicieni. O să intrăm poate în detalii în zilele următoare, trebuie să vedem exact despre ce este vorba. În orice caz, dacă se întâmplă ceva acolo și sunt săltați niște oameni și moare, de exemplu, Cancan TV-ul, eu o să mă bucur. O mizerie mai puțin în spațiul mediatic românesc este binevenită. Sunt curios ce se va întâmpla cu petiția colegilor noștri de la Prima, aia cu pentru o televiziune mai curată. Pentru că să știți, din câte mai cunosc și eu așa, că se mai întâmplă pe afară, Consiliul Național al Audiovizualului ar putea să împingă show-urile astea în care sunt promovați proxeneți, prostituate, infractori, ar putea să ne împingă undeva după 12 noaptea. Măcar atât. Pentru că, într-adevăr, sunt obscene. Nu i-ați auzit vorbind? Deci ele sunt programate un pic prea de mine. Eu le-aș împinge după două noapte. Poți să faci chestia asta, e absolut legal și democratic. De ce nu? Pentru că se constată că ar putea avea consecințe grave asupra dezvoltării trupești și sufletești și, mă rog, și mintești, dacă mai exista așa ceva, când vine vorba despre copii, desigur. Așa că... Bine, Consiliul Național Audiovizual e ocupat cu altele. Mai întâi și mai întâi sunt ocupat să scape de Laura Georgescu, dar se pare că nu se poate. Știm noi cine o ține în brațe pe asta. Niciodată n-a fost un scandal așa de mare la Consiliul Național al Audiovizualului. Bă, și ce
Intenții generoase au stat la baza acestui proiect, Consiliul Național al Audiovizualului, cum suna pe vremea lui Raul Filip, sau Radu Filip, sau Raul, nu mai știu, mi se pare că a murit săracul. Dar era ok, pe atunci, erau contestatari, vor fi întotdeauna și pe vremea aia, dar parcă era mai cu ștaif treaba. Acum e un țățism acolo și o mahalabă, fraților. Se dau amenzi, dar văd că pe ăștia care promovează cei mai urât și mai prost pe lume, nu îi deranjează nimeni. Probabil că asta se și vrea. Într-adevăr, la noi țara te vrea prost, cum se numea cântecul ăla lui, mai știu, sarmalele reci, vița de vie, șuie, papa, nu mai știu, în fine, mai contează. Așadar, percheziții la Cancan TV. Percheziționați, mai că ia să percheziționați voi toate tabloidele astea. Din partea mea, fără ele ar fi mult mai bine. Să zici că nici prin metro n-am mai văzut oamenii cumpărând tabloide, de asta mă bucur. Ori sunt prea scumpe, ceea ce nu cred, ori s-au cam plictisit oamenii să se tot uite la poze făcute prost și tipărite prost și explicații foto cu atât mai proaste. Ne iau la mișto oamenii din presa internațională cu privire la soluția propusă de România pentru legalizarea șpăgii. Dacă nu poți combate corupția, legalizează-o. Ușor de zis de la distanță, dacă ați vedea ce e aici, bă, fraților. Asta e o problemă care nu se poate rezolva. Vorba lui Caragiale. Din această dilemă nu putem ieși, am zis. Spune un personaj, parcă Farfuridii, nu mai știu. În orice caz, din scrisoarea pierdută e. Pe de o parte avem medicii care sunt plătiți prost. Pe de altă parte avem spitalele care arată jalnic și care nu-s dotate și care n-au dăniciunele. Avem pacienții. Trebuie să ne gândim la drepturile pacienților, în primul rând. Deci nu prea văd soluții. Nu, chiar nu înțeleg cum s-ar putea rezolva asta cu actuala clasă politică. Sigur, s-ar putea rezolva dacă toți politicienii s-ar îmbolnăvi brusc peste noapte și ar avea nevoie de servicii medicale de urgență. Atunci poate că s-ar rezolva problema, dar așa ceva, firește că nu este posibil. Direcția Națională Anticorupție verifică și primăria din Cluj-Napoca. Hai, duceți-vă și la Nenea Boc un pic. Hai, ia căutați-l și pe Pitic un pic. Ia să vedeți voi câte ascunde Piticania. La ce credeți voi, fraților, că sunt ăștia mai de dreapta care v-ați lăsat păcăliți de așa zis și populari, care înainte erau de stânga. Ei, credeți că ăștia sunt cinstiți și corecți? Ați văzut ce au făcut. Strângeți cureaua! Strângeți! Așa ne spuneau și ei furau de rupeau. Ăștia sunt cu atât mai de condamnat. Ceilalți furau într-o perioadă de vazi prosperitate, așa zisă prosperitate. Vă rog, lucrurile nu stăteau bine, dar noi n-aveam de unde să știm. Ni se părea că am început să ne mișcăm. Bă, dar ăștia au furat când se știa că e groasă și nu se mai putea. Așa că, hai și la Piticu, nu-l lăsați să scape așa cu una, cu două. Apropo, fostul președinte al adunării generale ONU este anchetat pentru că ar fi luat mită de 1,3 milioane de dolari. Ca să vedeți cum merg lucrurile și la nivel mai înalt. Între timp, în Marea Britanie iar sunt dezbateri pe tema ieșirii din Uniunea Europeană. Asta ar fi lovitura de grație. Dacă ies britanicii, adios muchachos. Ei s-au ținut la distanță și de zona euro. Bine au făcut. Au politice mai deștepți. Zona asta euro mi se pare rușine în momentul de față. Cam acestea sunt știrile mai interesante pentru această oră din zona politică, socială, economică mai puțin, că nu ne băgăm noi peste Moise Guran. Moise Guran, care s-a transformat încet încet într-un comentator și politic uneori, cât se poate de interesant. Uite că mai apar și oameni, mai vin și oameni din generația asta noastră care știu, frate, meserie, învață. Urcă încet încet, treaptă cu treaptă și ajung să facă treabă bună. Mie îmi place, nu știu voi cum gândiți, dar mie îmi place, mie îmi plac emisiunile lui. Are omul carismă, are tot ce trebuie, e om de televiziune, l-am ascultat și la radio, absolut ok, chiar l-am invidiat. Avea la un moment dat o emisiune de jumătate de oră, ce mișto, să avea emisiune de jumătate de oră cu telefoane de la ascultători, adică very, very comfortable, adică ce vrei mai mult decât atât? Jumătate de oră în care să vorbească mai mult ascultătorii. Și tu să iei, bă, sigur că era adus acolo pe post de brand.
Europa FM are un management competent. Nu poți, pentru ca să zici, așa am, visăm cu toții să ajungem ca Moise Guran, dar n-avem cu toții talentul, șarmul lui. În orice caz îmi place. Și cu riscul de a părea că am partipriuri sau vreun interes, îmi place chiar din ce în ce mai mult canalul ăsta de știri al celor de la Digi. Mi-a plăcut, îmi place în primul rând că să țin la distanță de cancanuri, de povești care nu pot fi acoperite suficient cu informații, de zona mai vulgară, zona vulgarului cotidian. Încearcă, schimbă, au și programe mai puțin interesante, mai puțin reușite, sunt și acolo oameni care nu prea avea ce căuta în televiziune, dar n-ai cum, frate, pădure fără uscături. Peste tot vei găsi piloși sau peste tot se vor face greșeli, vei investi într-un om care nu merită. Dar per ansamblu, pe cuvânt de onoare, e singura televiziune care încearcă să fie serioasă și chiar reușește în bună măsură. Nu cred că îi pot fi acuzați momentul de față de partizanat politic, poate ori avea, dar o fac cu măiestrie, nu cum o făcea tata Sârbu. La tata Sârbu era evident cum se făcea. Dacă adunai minutele, nu era chiar pe față, dar dacă adunai minutele, câtă expunere au avut puterea și câtă opoziția în cadrul programelor de știri, că așa o făceau, erau șmecheri, îți dădeai seama cam în ce direcție bate. Ba, eu chiar ajunsesem să mă iau după asta când făceam pronosticuri apropo de cine ar putea câștiga alegerile, că tata Sârbu întotdeauna miza pe calul câștigător. Până la un punct, la final a zbârcit-o. Să nu-i plângem de milă, Adrian Sârbu o să trăiască bine, mersi, și de acum înainte, în libertate, el ce la chefuri n-are el probleme. La banii lui, ce probleme să mai e? Așa că, terminând cu felicitările, ca să mai ce că suntem cărcotați și vedem numai lucruri rele în societate, societatea românească, mai toate zrele. Dar mai sunt și puține lucruri bune. Nu se poate. Avocata Paula Iacoba, de ce dat? Văd informația asta pe Mediafax, luați-o cu titlu de așa și așa, că nu putem băga mâna în foc, la vârsta de 83 de ani, după o perioadă mai lungă de spitalizare. Dacă e adevărat, repet, dacă canalele de știri de prost gust au rămas fără un invitat de calibru, dacă nu e adevărat, ne cerem scuze, doamnă, că v-am îngropat cum l-am îngropat și pe Toarșu Ringo Star ieri. Târgul Internațional Gaudeamus trece și prin cultură un pic, între 8 și 22 noiembrie la Pavilion Central Romexpo din Capitală. Carte de învățătură. Mi se pare o inițiativă care nu-și mai găsește locul și rostul în România. Învățământul e la pământ și manualele sunt varză. Deci se cumpără manuale numai pe șpăgi și se recomandă numai pe șpăgi. Dacă le iei la mână, am avut curiozitatea asta, deși n-am copii încă. Ia să văd și eu cum mai arată curicula, cum îi zic ăștia. Apropo, o să vă povestesc după următoarea pauză cam ce înseamnă învățământ în Anglia în momentul de față, ca să înțelegeți de ce la ei funcționează și de ce la noi nu, și cum ar trebui să fie învățământul într-o economie de piață. Am răsfoit și eu băzi pline de greșeli de gâgă. Deci aia care le-au scris sunt sferto, nu semi, sfertodocți. Pui, elevii, dacă trec prin materia aia, cum naiba să mai fie? Așa că târgul ăsta, în fine, vrem să băgăm strâmbe oamenilor care organizează târgul, dar bă, pentru cine mai faceți chestia asta? Bă, poate vin alții să cumpere manuale de la noi, din Congo, Brazzaville, de unde? Ia să vedem care sunt și semnificațiile istorice pentru 7 octombrie, că am cam sărit peste ele. La 1883 a fost inaugurat Castelul Peleș, reședința de vară a regilor României, construit la dorința regelui Carol I, considerat unul dintre cele mai frumoase castele din România și din Europa. Într-adevăr, avem și noi un castel în adevăratul sens al cuvântului. Ăsta este Castelul Peleș. A cetat din viață Edgar Allan Poe. Apropo, s-a furat de acolo. Mamă, cât s-a furat în anii 90. Nu știu dacă am mai povestit asta. Eram în vizită și eu ca turist pe acolo și o muzeografă ne plimba și ne arăta. Era un grup. Bineînțeles că erau și japonezi în grup. Nu mai văzut japonezi niciodată. Bă, la Castelul Peleș mi se părea normal să vină. Cu nelipsitele aparate, era unul, avea 6 aparate de fotografiat agățate de gât. Făcea poze. Avea un obiectiv, numai ăla costa, cred, cât apartamentul meu. Are bani japonezul, bă, că muncește. Și ne plimba pe acolo și ne arăta. Suntem în sala bizantină, ajungem în sala armelor.
Dacă vă uitați în stânga, zice, o să vedeți o armură din... da, avem în depozit, dar văd că nu este expus. Să furase fraților o armură din secolul 16. Ne-am prins, am și întrebat-o pe aia și s-a roșit, s-a sucit, s-a învânt. Nu, știți, am fost în concediu și noi mai scoatem din depozit, mai înlocuim, mai, hai, lăsați doamnă, că nu, hai că știm și noi. Așa și cu Castelul Peleș. A încetat din viață Edgar Allan Poe la 1849. Aventurile lui Gordon Pym, Pisica Neagră, Cărăbușul de Aur, scriitor și poet american, mare, mare rețineți. S-a născut Niels Bohr, mare și ăsta fizician danez, de origine evrească. A avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice. Mare savant, Niels Bohr, la 1885 s-a născut, a murit în 1962, a apucat să vază și prima bombă atomică, s-a îmbolnăvit săracul de nervi. Mi se pare că a și trimis scrisori de prot. Cui să mai trimiți? Ia să vedem. S-a născut Eusebiu Camilar, n-am mai auzit de mult de el, la 1910. Prozator, poet și traducător. Mi-am petrecut copilăria cu scrierile lui Eusebiu Camilar. Nu știu dacă era în programa școlară sau nu, dar în orice caz l-am avut și probabil că îl mai am împrăfuit pe undeva prin bibliotecă. În 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană, cea care va da naștere, va da lumii, ceva mai târziu, o va da lumii pe Madame Angela Merkel, pe care noi am propus-o la Premiul Nobel pentru prostie. Așa cum colegii de la săptămâna lui Kamikaze l-au propus pe Klaus Iohannis la Premiul Nobel pentru tace, nu pentru pace. Mai auzi că suntem cam răutăcioși cu Iohannis. Ne-am obișnuit noi cu un președinte care să răgnească de dimineață până seara, cum era Traian Băsescu. Îl mă deranjează faptul că tace. Dar intuiesc la el, sigur că fără să știu ce se întâmplă acolo în culise, o lipsă de reacție care mă cam supără în calitate de cetățean al României. Asta înseamnă că la anumite evenimente importante, cu impact major pentru societatea românească, el s-ar putea să nu fie pe fază. Dar nu bag mâna în foc. Deocamdată faptul că e un președinte decent și nu se ia la harță cu nimeni, eu îndrăznesc să spun că nu este un lucru rău. Și vine în 2006, a fost ucisă jurnalista rusă Anna Politkovskaya, o opozantă a lui Vladimir Putin. Eu n-aș zice că a fost ucisă. S-a murit. Că asta se întâmplă cu opozanții lui Putin din interior. Acum și pe cei din exterior îi așteaptă aceeași soartă. Domne, să curețe Siria de aia de la ISIS ca să nu mai vină refugiații încoace. Da, să nu creadă că pentru asta o să ne fie vreodată simpatic Vladimir Putin, că noi știm foarte bine de ce o face. Numai că de data asta, uite că dracu lucrează parțial și în favoarea noastră. Sperăm că o să-i curețe pe aia. Dacă au dreptate americanii și intenția lui este alta, dar curăța opoziția lui Bashar și ai lăsat pe aia de la ISIS totuși să mai respire, atunci nu-i foarte bine. În orice caz, noi trebuie să scăpăm de... să ieșim cumva bazma curată din criza asta a refugiaților. Mai luăm o pauză, că așa trebuie. Ascultăm Nirvana, The Man Who Sold Wish, pentru școala lui. Domne, dar e o variantă. E o variantă. Noi, în momentul de față, nu avem niciun fel de variantă. Avem școli private unde poate lucrurile merg bine, poate nu, și școli de stat unde lucrurile merg foarte prost. În orice caz... Vorba unui, văd aici un comentariu foarte mișto al unui cititor. România este într-adevăr o țară cu mulți locuitori în momentul de față, domne, dar cu puțini cetățeni. Aie, dacă școala nu te formează, cine să te formeze? Taică-tu, care mănâncă semințe și stă cu mâna înfiptă în brăcinar și se uită la blaturile lui Reghe Camp. Maică-ta care se uită la seriale indiene, n-are cine să o facă. Atunci măcar școala să încerce să te trezească un picuț. Încă o dată felicitări pentru stejari, pentru componenții echipei naționale de rugby. Avem și noi niște oameni care nu ne fac de râs. Nu ne-au făcut de râs, chiar dacă au pierdut nici cu Franța, nici cu Irlanda. Diferența n-a fost, a fost în jur de 30 de puncte. Deja am marcat, dacă nu mă înșel eu, peste 30 de puncte la această cupă mondială. Am avut și eseuri transformate, netransformate și penalități și tot ce trebuie, adică nu, chiar nu ne-am făcut de râs. Să mă-și bătaie cu 30 ceva la 10 sau 40 ceva la 10 nu e un capăt de țară, mai ales când
în cazul în care diferența e atât de mare din punct de vedere valoric și financiar. Urmează meciul cu Italia. Dacă lor câștiga, bine, dacă nu, oricum merită felicitări și cred că merită și rugby un stadion ceva mai mare. Poate ca și am auzit eu, se va mai extinde un pic stadionul ăla de la Arcul de Triumf. Mare investiție așa n-ar fi, că acolo sunt niște gradene. De fapt, mai ridici un rând de gradene. Eu așa am văzut la meciurile naționale de rugby a României, care sunt puține pe an, puține meciuri se joacă totuși acolo, nu e chiar ca la fotbal. Dom'le, se cam umple stadionul ăla. Hai să mai aducem niște oameni, să simtă și oamenii ăștia că îi privește cineva. Între timp, să nu felicităm Federația Română de Fotbal. Actuala conducere continuă, practic merge pe linia lui Mircea Sandu, adică incompetență totală, transparență zero, angajați pe ochi frumoși și strategii demne de toată mila. Adică asta cu 20 de lei preț unic la bilet, asta e singura cale pe care ați găsit-o ca să aduceți oameni în tribune. Atunci îmi pare foarte rău. Da, se vede că lucrează indivizi de la GSP acolo, că e așa știu. Ăsta e managementul tip Tolontan. Să vindem ziarul împreună cu filme indiene sau cu desene animate sau cu... În curând la meciurile naționale de fotbal a României, pentru un bilet, probabil că vei primi un CD cu guță sau cu guguță sau cu goguță sau cu ceva sau o pereche de șosete de la un șef firmă de echipament sportiv. Poate și niște accesorii pentru doamne și domnișoare, cine știe. Hai, mergeți pe linia asta, că așa, în mod sigur așa veți atrage oamenii la fotbal. Cam atât pentru astăzi, fraților. Așteptăm să mai râdem un pic de tata Puiu și băieții lui. Sigur că șansele de calificare sunt mici, dar este cea mai ușoară grupă ever, pentru că din istoria calificărilor la europene sau mondiale, pentru că practic aproape toată lumea se califică la următorul turneu final. Deci era culmea culmilor să nu ne calificăm. Dacă se vor face de râs în halul ăsta încât vor trebui să dispute baraj, atunci o să râdem și mai bine. Oricum, cu așa o națională curați și cu Torje și cu Bogdan Stancu, stați liniștiți că la turneul final nu o să facem mare brânză. Numai bine vă doresc să aveți o zi bună.